Doamne, îndură-te și fă-i plin de har pe toți pe-ai tăi. Dă-le un duh ascultător, cald și blând și iubitor. Mai deplin să ne unim, mai adânc să ne jertfim. Mai deplin trăim ce știm, ca apoi să fim cum ne numim. Domnul să ne ajute să nu ne numim degeaba pocăiți și să nu fim pocăiți. Să nu ne numim degeaba penticostali și Duhul Sfânt să n-aibă nicio legătură cu noi, ci să fim cum ne numim. Amin. Amin. Glorie Domnului. În această binecuvântată zi, doresc să citesc capitolul 1 din Epistola Apostolului Pavel către evrei. Că cartea Evrei nu are capitole lungi. Și 1 văd că e numai de câteva versete, ci 14 versete. Așa că le veți putea asculta. În această scriere, Apostolul Pavel arată o declarație plenară a lui Dumnezeu Tatăl pentru Domnul Iisus Hristos, unsul său, mărească-i să numele. În felul acesta, dragii mei, să fim cu mare atenție că cuvintele Bibliei, cum spunea mai înainte un frate, Dumnezeu trebuie să-ți deschidă mintea să le înțelegi. Dacă ești prieten cu Dumnezeu, El îți poartă grijă, îți deschide mintea, îți dă pricepere. Dacă nu ești prieten cu El, te lasă în apele tale. Și tare rău-i când El nu e aproape de noi. Domnul Iisus să-și pună mâna peste fiecare din noi și harul Său și în seara asta să ne umple pe fiecare cu înțelepciune de a putea pricepe ce auzim, ce citim, ce ni se spune și să putem culege pentru noi sămânța asta minunată a cuvântului lui Dumnezeu, care să ne seamine pe deplin ogorul inimilor noastre și apoi să crească spre slava Domnului. Amin. Doamne Dumnezeule, binecuvintează cuvântul citit în inimile noastre să aducă rod. Binecuvântă pe frați, binecuvântă pe surori, pe tineri, pe copilași, oricine ascultă cuvântul tău în seara aceasta, să fie un binecuvântat al tău. Glorie ție în veci. Amin. Mărit să fie Domnul. Citim Sfântul Cuvânt. Cum v-am spus, nu-i lung capitolul. Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 1, versetul 1, începem citirea până la ultimul, versetul 14. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci,
în multe rânduri și în multe chipuri. Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și înțelepciunea, întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice: toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și despre îngeri zice: din vânturi faci îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Pe când Fiul lui i-a zis: scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor peri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri a zis el vreodată: șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale? Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Glorie Domnului! Capitolul ăsta l-am putea numi un capitol al tainelor lui Dumnezeu, descoperite pentru noi, pentru oameni. Atâta bogăție se ascunde în el. Eu nu voi putea vorbi chiar de toate, dar le-am citit pe toate câte sunt scrise aici, ca prin harul lui Dumnezeu toți ascultătorii să-și dea seama cât de mare-i îndurarea lui Dumnezeu față de noi. Pe cine a jertfit El pentru noi? Cine a fost țapul ispășitor trimis în pustia păcatelor noastre
și încărcat cu păcatele noastre, decât Cel care era Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, fie binecuvântat în veci. Frați scumpi, cuvântul citit aici în primul verset a fost, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci. Dumnezeu a vorbit prin proroci. Poate n-ați făcut niciodată o listă a Vechiului Testament ca să vedeți câți proroci au fost în Vechiul Testament cunoscuți, că necunoscuți au fost mulți, dar cunoscuți măcar, de care scrie Biblia. N-ați făcut asta, dar faceți un studiu și dați filă cu filă și vedeți câți proroci au fost. Vă povestem de una zi că înainte de a veni potopul, au fost oameni împuterniciți de Dumnezeu să vestească o veste bună pentru cei de atunci, să se întoarcă de la fără de legile și păcatele lor, ca să nu fie nimiciți. Dar din toți a rămas unul singur, Noe, singurul propovăduitor. Ceilalți și-au văzut de ale lor. Apoi, de la potop până la Moise, au fost proroci și prorocii. Unii scriși, unii nu scriși. Vă aduceți aminte când a rămas însărcinată mama lui Isaac și a lui, adică mama lui Iacov, și a simțit că are în pântece doi gemeni, ceea ce n-a mai fost până la ea. Îngrijorată, s-a dus și a întrebat pe Domnul. Dar nu ne spune cine a fost prorocul ăla, unde s-a dus, nu m-a venit cu vestea. Două neamuri se bat în pântecile tău și două neamuri vor fi care s-au despărțit la ieșire din pântece. Și au fost două neamuri. Neamul lui Ismail și adică neamul lui Esau și neamul lui Iacov. S-au despărțit. Dar cine a fost prorocul, nu știm. Apoi a vorbit și mai înainte, prin Lameh. Și el a fost un proroc. Și a prorocit un lucru de care e plină lumea și azi. Cain va fi răzbunat de 7 ori și Lamech va fi răzbunat de 70 de ori câte 7. Și asta a fost o prorocie. Dar câți din ăștia? A venit Balaam și a prorocit mai mult decât oricare, cu o mai mare precizie. Îl zăresc, dar nu acum, îl privesc, dar de departe, o steară sare din Iacov și un toiac de cârmuire. Vorbea de Domnul Iisus Hristos. Fie slăvit Domnul! Vedeți câți proroci
Dumnezeu a vorbit omenirii prin proroci. Până azi Dumnezeu vorbește prin proroci. Slăvească-i să numele. Dar a vorbit și în multe chipuri și în multe feluri. Am citit aici. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri. Deci în multe rânduri și în multe chipuri. Le-a vorbit prin proroci, le-a vorbit prin vedenii, le-a vorbit prin semne. Păi ce să mai vorbim la ieșirea lor din Egipt? Câte semne n-a făcut Dumnezeu și în decursul istoriei evreiești, câte semne n-a făcut Dumnezeu. Și până azi Dumnezeu nu încetează, El vorbește prin proroci, vorbește prin semne, vorbește prin minuni, El vorbește. Am ascultat pe sora care glorifica pe Dumnezeu că o scos-o dintr-un accident care l-a avut. Și pentru ea a fost un semn a îndurării lui Dumnezeu, că putea fi moartă, nu? Dar cine a salvat-o? Îngerul Domnului. Că al mintelea nu e mai auzând glasul. Cu adevărat, noi adesea ori avem și o gândire care nu-i bună. De exemplu, să se întâmplă un accident, moare cineva în accident, noi punem vina pe Dumnezeu. Ce m-așa vrut Dumnezeu? Dar nu-i adevărat, mă. Nu-a vrut Dumnezeu ca tu să mori? Diavolul, el e vrăjmașul vieții. El omoară oamenii. Când oamenii n-ascultă de Dumnezeu, Dumnezeu a zis așa, nu dați prilej diavolului. Și frații noștri, nu țin cont de asta. Odată Vereș de la Cluj, a început ca aproape în toată luna, dacă nu la două, trei luni, avea un accident. Hai frate Hozan, hai frate Hozan. Odată bărbatul la o nepoată de-a mea. Frate Hozan, hai. Și era acolo, în cimitirul ăla mare, care îl au la mănăștiuri acolo. Mai era un mort acolo și atâta lume era acolo. El îmi iasă în cale și iasă și nevasta, nepoata mea, fată de-a lui Vărbun, cu copiii, toți zdrobiți, mă, toți bandajați. Vereș, ce să faci, frate Hozan, așa a vrut Dumnezeu. M-am năcăjit tare. Mă, nu mai minți, mă. Nu mai minți, măi, Vereș, mă. Pă ce Dumnezeu vrea să umple Clujul cu orfani din biserică de la tine? Pă m-ai chemat atunci, pă dat-o muri 6 inși într-o mașină, mă. Pă dat-o muri taia, pă, mă, acum a murit ăsta, au rămas copiii ăștia, pă ce-i, mă? Ce-i cu tine, mă? Lasă-mă, frate Hozan, măcar până ții predica, că mă mustri de nu mai pot nici să predic. Tu nici nu trebuie să mai predici, mă. După ce să predici? Nu-ți vezi rodul predicii. După ce să predici? Du-te, predică ce trebuie, mă. Du-te, spune-i, mă, unde vezi 30 la oră. Apoi du-te cu 30, nu te duc cu 80, mă. Ăsta într-o curbă foarte slabă, ieșind din Someșeni spre aeroport, eu văzut că e locul înghețat, că nu știu ce, el s-a dus cu viteză.
Când a pus frână, s-a bătut de un stâlp și gata a fost. Apoi Dumnezeu a vrut. Cum a vrut, mă, Dumnezeu așa? Diavolul a vrut, mă, el prinde prilejul. El e vrășmașul sufletului omenesc. Du-te cu atenție, du-te încet. Îi ceață, îi nor, îi gheață jos. Mai bine dă-te jos din mașină, mă. Și așteaptă să iasă soarele. Și apoi te du mai departe. Decât să te duci și să mori pe drum. Că Dumnezeu nu vrea să mor, mă. Dumnezeu nu te consideră așa de pregătit, gata de rai și hai, du-te, mori acum. Nu se poate. Dumnezeu vrea ca noi să fim înțelepți, să umblăm cu înțelepciune. Dar omul e făcut așa, să pună vina odată pe Dumnezeu, odată pe diavolul. Dar majoritatea lucrurilor le face omul, măi. Aș vrea să vă spun una, dar e prea hazlie și nu vă spun acum. Ca să vedeți că omul o face, de multe ori. Numai omul e obișnuit, așa a vrut Domnul, să vai satana ăsta. Dar tu, Ioane, tu ravecă, nu ești la mijloc oare? O, și tu ești la mijloc? Bagă de seamă. Cu Dumnezeu te împaci când te împretenești cu El, te rogi, postești și duci o viață sfântă. Pe satan îl biruiești când te împotrivești tare în credință și asculți de cuvântul sfânt. Așa că omul are o mare influență în univers și asupra vieții lui și asupra familiei lui. Fiți foarte atent la asta. Acum, Dumnezeu vorbește prin semne până azi, vorbește prin proroci până azi. Dar cum zice aici, vedeți bine, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Deci Tatăl dă toată întâietatea Fiului, căci Dumnezeu Tatăl a făcut, dar aici ne spune prin Fiul. El era cuvântul, El zicea și se făcea. Dumnezeu a zis și s-a făcut. Dumnezeu a văzut ce a făcut și a zis, sunt bune. Dar cine era? Cuvântul. Iisus. Fie slăvit numele. Prin El a făcut și veacurile. Noi trăim în veacul ăsta numit acum al 21-lea, nu? După Hristos, în anii Domnului. Dar au mai fost de la facere, adică de când s-a numărat anii lui Adam până la Moise, o 2000 de ani, 2000 și ceva. Apoi de la Moise până la Iisus, 2000 de ani. Și acum, când a venit Iisus, zice că în sfârșitul zilelor. De ce zice sfârșitul zilelor? Fiindcă de aici încolo zilele nu se numără cum s-au numărat până aici. Până aici zilele se număra fiecare țară după împărat. Azi o pus împărat, era ziua întâi. Așa s-a ajuns de nu se știe acum în ce vreme ești. Murea împăratul lui Israel, în Israel era iară ziua întâi când punea altul. Murea împăratul lui Iuda,
Era iară ziua întâi a împăratului lui Iuda. Și alte țări la fel. Dar sfârșitul zilelor astea a fost încununat cu venirea lui Isus. De la venirea lui Isus în lume se numesc anii Domnului. Fiind numiți anii Domnului, ei nu mai se schimbă după guverne, după împărați. Ei merg până la capăt. Dar cine a făcut toate astea? Iisus. Prin El s-au făcut veacurile. Adică de la început, Dumnezeu în preștiința Lui a notat, cum se vede aici, vezi, acum eu așa văd aici, mă văd pe mine într-o căsulie, văd al frate acolo, văd al frate acolo, văd unul negru acolo, nu spune, nu văd adică cine-i. Așa a făcut Iisus veacurile. Unul mai luminos, 100 de ani mai cu bucurii, 100 de ani mai cu întristări. El a făcut veacurile. Și noi suntem în veacul ăsta, nu numai de pe urmă, ci mă gândesc că e cel de pe urmă. Slăvit să fie Domnul. Dar în veacul ăsta în care noi suntem, avem un har deosebit. Să pricepem Evanghelia, să vestim Evanghelia, avem un har deosebit. Să ascultăm Evanghelia, avem un har deosebit în zile ca acestea. Cel păcătos să fie iertat prin jertfa lui Isus, avem un har deosebit ca să încheiem legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă. Avem un har deosebit să trimită din cer Duhul Sfânt Tatăl în numele lui Iisus și să auzim noi și noi oameni botezați de Domnul, glorificând măreția lui Iisus și învierea prin vorbiri în alte limbi. Glorie Domnului! În veacul de acum noi avem un mare har. Ni s-a pus restricțiile astea. Dar iertați-mă, pentru mine e un dublu har că avem ocazia să vestesc când megrem în misiune în fiecare zi. Dacă când stăteam acasă, o dată de două ori pe săptămână. Nu putem tot eu să vorbesc, trebuie și alții. Dar acum am un har deosebit, că trebuie să vorbesc în toată ziua. Glorie Domnului Iisus! Și nu-mi pare deloc greu. După mintea mea și când se deschid bisericile, mă, nu încetăm. Ne întâlnim și ne întărim în credință în Iisus. Glorie Domnului Iisus! Că bisericile nu se vor deschide așa cum credem noi. Se vor deschide așa cu țărăita și cine știe. Mulți din ăștia care nu prea le plăcea de biserică, acum le pare bine că nu-i biserică și s-or obișnui așa, câteodată s-or mai uita la câte un program, un sfert de oră, 10 minute și apoi s-or duce la fotbal și s-or duce la alte lucruri. Că dacă nu-i semănat în el cuvântul cum trebuie, n-are ce crește. Și astea mă gândesc că Dumnezeu le-a îngăduit și să fac o cernere. Și vom vedea la urmă. Vom vedea la urmă. Ei, Iisus Hristos a făcut veacurile. Și când a făcut veacurile de la început, știți câte zile avea un an? De exemplu, în timpul lui Noe. Că pe el îl socotește că a trăit 930 de ani, nu? Sau cât a trăit? Iată,
Să vedem acum câte zile a avut anul atunci. Că și aia o găsim în Biblie. Dacă deschideți cu mine la Genesa, facere, în capitolul 6, aici vine potopul. Așa. Unde? 950 de ani. Cum? 950 de ani. Noi. 30 sau 50? 50, 50. 50. Uitați când vine potopul. Versetul 10 din capitolul 7. Așa. Adică din capitolul 6. Ia să eu asta mea, că dacă nu, nu văd bine. Așa. Domnul a făcut tot ce a poruncit Domnul, versetul 22, primind la el în corabie ca musafiri, tot câte o familie de tigri, de lei, de căței, de vite și minune, de păsări. Veneau fiecare rând pe rând, că era ordinul lui Dumnezeu. Atunci în 7:10 zice așa. După cele 7 zile au venit apele potopului pe pământ. În anul al 600-lea al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua 17-a a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis stăvilarele cerului. Ploaia a căzut pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. Acum, dacă venim în capitolul 8, la sfârșitul potopului, versetul 2. Apele au scăzut de pe fața pământului, scurgându-se și împuținându-se și după 150 de zile apele s-au micșorat în luna a 7-a, în ziua 17-a a lunii. În numără acum, de la februarie ai zilele din 17 până în 28 și apoi celelalte zile pe care le ai cu fiecare lună, o zi mai mult, una mai puțin pe lună, și vei vedea că până când sosești în luna a 7-a, ziua 17-a, ai exact 150 de zile. Deci anul de la început a fost așa cum e astăzi, numai cu ocazia împăraților, cu diferitele lor aranjeri, a fost altceva. S-au mai schimbat anii. Dar el a făcut veacurile și veacurile au rămas făcute de el, fiecare cu ce i s-a pus în față. Apoi cuvântul ne spune în continuare. El este el care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui
și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte glorie lui. Iată dar, el este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl este o ființă abstractă, o ființă pe care nu o poți să o vezi. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. O ființă pe care nu poți să o vezi, o ființă pe care nu o poți atinge, o ființă pe care nu o poți mărgini la un nume, o ființă pe care nu o poți mărgini pentru o locație. De el este plin cerul și pământul, glorie lui. Dar noi n-am fi știut niciodată cu adevărat de Dumnezeu cum trebuie, dacă n-ar fi îngăduit Tatăl să trimită în lume pe Fiul Său, care a îmbrăcat chip de om. Și îmbrăcând chip de om, noi ne-am bucurat și am căpătat har după har din plinătatea Lui. Mărească-i să numele! Ce minunăție! Prin El cunoaștem pe Dumnezeu. Cum a zis Iisus în Evanghelia lui Ioan, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar cine a văzut pe Fiul, a văzut pe Dumnezeu. Adică El era întipărirea lui Dumnezeu. Sunt unii care fac o aberație extraordinar de deplasată, zicând că atunci când a fost Iisus pe pământ, Tatăl în cer nu mai fost nimeni, numai El pe pământ. Doamne, iartă-i și pe ăștia cu ideile lor de blasfemie la adresa Trinității lui Dumnezeu. Dragii mei, Domnul Iisus se roagă Tatălui. Domnul Iisus spune, eu nu fac nimic decât ce văd pe Tatăl. Eu nu vorbesc numai ce aud de la Tatăl. Și apoi se roagă în rugăciunea din 17 Ioan, aceștia care au crezut că Tu m-ai trimis și că de la Tine am ieșit. Apoi pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci mă rog pentru aceia pe care mi-ai dat Tu, că sunt ai Tăi. Prin urmare, e o mare pericol să ai rude nepocăite. Trebuie să lupți, să te rogi, să evangelizezi, să te rogi Domnului ca să le arate un semn, să le arate cărarea, fiindcă ei nu intră în rugăciunea lui Iisus. N-ai un legământ încheiat cu Dumnezeu prin botezul în apă, nu intri în legământ cu Iisus. Și El atunci nu se roagă pentru tine, vezi? El se roagă pentru ăștia care au crezut că de la Tine am ieșit, că Tu m-ai trimis, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume. Și dacă paralel pe pagina aia alaltă te uiți, acolo ucenicii zice, noi am cunoscut că de la Dumnezeu a ieșit. Măriți să fie Domnul. Pentru ăștia mă rog, nu mă rog pentru alții. Acum, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Cuvântul, prin El s-au făcut toate lucrurile, și mici și mari, și planete și aranjamente între astre. El le-a pus baremurile să nu se bată una de alta, să nu facă accidente în cosmos. Nu. Odată întreba, era ziarul Scânteia a comunismului, și întreba unul, am văzut o stea rătăcitoare, de unde vine steaua aia? Poate vă aduceți aminte de întrebarea aia din ziar.
Și răspundea acolo o persoană. Undeva în universul îndepărtat, care nu poate fi explorat cu ce avem noi astăzi, acolo există un grupaj de stele din astea și câteodată e trimisă câte una către Pământ și ea poate să aducă un anunț. Și vă aduceți aminte când au venit ploile în 70. Atunci, cu o zi înainte de ploi mari, a venit așa o ropotă de ploaie. Și om de șoarece de pe câmp, că eram în Valea Șermagului, eram cu cizme de cauciuc încălțat. O venit de pe câmp, s-a uitat la mine și s-a băgat sub cizmă. Și stătea de sub cizmă și s-a uitat la mine. Era un pădurar acolo. Vai de mine, vai de mine! O să fie năcaz mare, o să fie o nenorocire. Dacă sălbătăciunile vin la om, îi bai. O să fie năcaz mare. Apoi de-a doua zi au început ploile de năcaz, au fost toată România. Vezi? Dar cine l-a anunțat pe șoricelul ăla să vie să mă facă atent pe mine și pe ei cu care stăteam de vorbă? Dumnezeu vorbește și cu animalele, glorie Lui. Și ele știu mai multe decât noi. Da, înainte de cutremurul de pământ, a apărut o pâclă din aureola boreală care se arată pe nord și a venit până pe Carpați de miază zi. La Ciznădie, de exemplu, munții credea că ard. La Benic, în Alba Iulia, partea muntoasă a munților Apuseni, au fugit pompierii cu gândit că s-au prins pădurile. Dar nu era nimic. Dar înainte de ele a apărut o cometă care lăsa după ea o dâră mare și aproape o săptămână te-ai putut tot uita la ea. Dar nu a lovit pământul. Nu știm ce s-a făcut. Dar a fost un semn. Vedeți? Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a făcut toate astea. Mărească-i să numele lui Iisus. Dar a făcut și viacurile. Și acum vedeți bine înspre ce merem noi. Fiți foarte atenți. Așa. Acum vorbește de măreția asta a Domnului Iisus. Numele Lui a ajuns mai presus de orice nume. Căci căruia dintre îngeri a zis El vreodată, Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am născut. Și iarăși, Eu îi voi fi Tată și El îmi va fi Fiu. Știi când a zis aceasta? În Psalmul 2. Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei spărâma ca pe vasul unui olar. Ați văzut? Oriunde a încercat lumea să facă distracții nelejuite, Dumnezeu pe marginile pământului o da pe ei. Dacă în țara de foc și de gheață, sus de la Scoția, acolo sus, în ocean, mereu oamenii să se distreze, păi într-o zi focul de sub gheață o spar gheața și-a făcut atâta fum că a umplut Europa, de nu a mai putut nici ei acolo să se distreze, dar nici oamenii cu avioanele nu au mai putut merge.
că le era frică. Nu, acum, dacă vreun avion încerca să meargă peste ocean, dintr-o parte în alta și intra în norul ăla, atunci Dumnezeu vroia să moară oamenii acolo. Nu. Oamenii, când nu ascultă și nu se protejează, Dumnezeu ne-a dat viața și nouă trebuie să ne fie scumpă viața. Dumnezeu ne-a dat copii și noi trebuie să-i grijim mult pe copii. Am auzit anunțând pentru un băiat care e într-o comă. Cine știe, ne-am rugat și pe mine m-a sunat aseară mama copilului, că era îmbrăcat cu un hanorac care avea așa o funie din aia băgată ca să strângă pe cap. Și aia nu a fost liberă, a fost așa. Și copilul trebuie mai neastâmpărat, nu căuta porțile. O sări peste un gard și sărim peste gard și a cățat funia asta în gard și s-a spânzurat. Și o bucată de timp, neputând răsufla, creierul a rămas fără oxigen. Și fără oxigen îi până azi creierul. Și cine știe ce se întâmplă. Dar toate astea, vedeți, le putem pune neapărat Dumnezeu a vrut așa nenorocire? Diavolul a vrut. Neatenția oamenilor, negrija părinților, needucarea. Măi copile, este poartă, nu sări garduri, du-te pe poartă. Măi copile, ai grijă așa, ai grijă așa, când iasă din casă, uite-te ce are cu el. Și așa mai departe. Doamne, dă-ne înțelepciune. Dumnezeu Preasfântul, care este suveran în toate, e adevărat că ne poate păzi, așa cum s-a întâmplat cu fratele Miclea Ionaș din Curtuiușul Dejului. A avut o boală de cancer la mațe și apoi a mers tot din rău mai rău, tot din rău mai rău, acum era pe moarte. Și s-o împetri la burtă și o făcut aia clismă de câteva ori. După aia medicul a zis să nu vă mai apropiați de el, să nu-i mai faceți clismă. Atunci materia aia fecală o ars în el, dureri mari. Și el urla, ci mai erau vreo câțiva inși cu paturile în salonul ăla. Erau șase parcă de toți. Și într-o noapte, când el n-a mai putut, a început să strige: Doamne Dumnezeule, pe eu am predicat că îngerii tăi tăbăresc în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Apoi, unde sunt îngerii tăi că nu mai pot? Doamne Dumnezeule, unde sunt îngerii tăi că nu mai pot? Și tot strigând, oamenii s-au uitat la el, că nu au avut ce-i face. O visat că ar fi venit o persoană, credea el că Iisus, lângă el. Ionaș, ce vrei să-ți fac? Păi să-mi facă cineva clismă, că nu mai pot. Și s-a așa de bolnav. A, păi de asta te scap eu. Și o simțit el așa cum ar băga mâna pe la spate, așa. O dat o curs tot din el. Și alertă mare că o putoare de numai. Până o veni și l-o curățat. Dar viziunea lui a continuat. Vezi cum ești îmbrăcat? Avea două haine. O haină era din tablă. Zice, asta e frica morții, de asta te scap eu. Și când o prins, o tras de ea, o rupt-o toată. Cealaltă, zice-i, boala. De asta să spui la medici ca să te opereze, să te scape ei. Și el a publicat, a insistat. S-a adunat medicii, măi, dar păi numai o soare în burtă, ce să alegi? Unul mai îndrâzneț.
dacă mă ocup eu de el. Măi, l-o curățat, l-o ăsta, s-o făcut bine și s-o dus acasă la copii. Era mutat acum din Curtuiușul Dejului în Dej, acolo e cum să ieși din Dej către Bobâlna. Domnul e așa de bun, în nevoi, în necazuri, el trimite îngerul lui, că așa am citit în ultimul verset aici, nu? Cum zice? Așa. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Apoi cine crezi că m-a salvat pe mine și sutele de oameni cu avionul, dacă nu un înger al Domnului? Nu? El-o ținut bomba aia să nu explodeze. El-o făcut toate lucrurile și Duhul Sfânt a anunțat numai ce trebuie. Vedeți? Apoi altă dată, când era să mă înnec în Mureș, cine m-a salvat? Îngerul Domnului. Și o altă dată într-o mare vâltoare care de trei ori m-a băgat până în fundul apei, de-am dat de pietri. Cine m-a salvat? Îngerul Domnului. Apoi dintr-un accident de la Oșava către Montreal. Oșava e un oraș la 70 de kilometri de Toronto în sus. Nu-i Ottawa, Ottawa e capitala, asta e Oșava. Acolo așa un accident de mare a fost. Duminica, că eu servem atunci Montrealul, că n-avea lucrători. Duminica am fost la ei. Nu mai știu, cred că cina Domnului. Sau binecuvântări de copii ceva. Da. Ei aveau obiceiul, trimitea la urmă după pizza și toți jos în besmăt mânca la pizza acolo. Acum iau și eu o bucată, dar zic către ei, mă, atâtea femei câte sunteți aici, n-ați putut face o oală de sarmale, mă, care nu costa nici pe jumătate cât pizza asta. Numai topaie uscate îmi dați, mă. Pă ce mâncare și pizza asta? Măcar adu un lapte, mă. Dar unul de aici, fratele Ghiță, Gicu de altfel, zice, Besoi, Gheorghe, mă, hozane, mă, păi bună cu lapte, păi dar cum să nu fie bună cu lapte? Păi numai așa goală nu-i bună, a, de lapte. S-o dus două chenuri. Când am pus în pahar și am mâncat să uite la, păi bun, mă, păi e, vezi și tu. Mâncă și el. Vine conducătorul lor de adunare, fratele Pavel. Ce faceți, mă? Ce? N-am mai văzut. Cum? E bună, mă, bună? Pune și el. Când pune, bagă mâna în buzunar și de la unul și aduce un braț de chenuri cu lapte. Toată lumea a mâncat pizza cu lapte. Deci încolo n-am mai mâncat paie uscate. Le-a mâncat ude, fain. Slavă Domnului! Ei, dar în povestile noastre toți, de bucurie, așa, no? Joi au fost prieteni azi la adunare și i-am anunțat să vină toată săptămâna, facem evangelizare, frate Ozan. Joi să vii neapărat, să vii, mă, numai dacă vă rugați mult la Dumnezeu pot să vin. Dacă nu joi, voi fi cuprins într-un accident mare și nu-i putea să o sâi. A început a râde, unii zice, de unde știe Hozan ce va fi pe joi. Mă, îți vedea, dacă vă veți ruga, mă veți avea la evangelizare. De nu vă veți ruga, nu știu ce se va întâmpla. Îți vedea. Joia, marța sara, de altfel, noi avem tot timpul adunare, vorbesc, mă, care vine cu mine pe joi și merg la Montreal. Un tânăr zice, eu viu, ce mașină ai, mă? Avea o mașină din aia sport, așa.
mă lasă-mă în pace, mă. Păi eu în aia îndoit în două până în Montreal, 600 de kilometri, pe acolo mai pot predica, mă. Aia e pentru tineri din ăștia la care le place să târie cu fundul pe pământ. Nu pentru mine, om mare și bătrân. Dar era un frate baptist, Nicula, cântăresc mare. El avea cumpărat un din ăsta așa mare, toate roțele mergea, toate patru și așa. Viu eu, frate Hozan, mă, cu tine viu. Hai ca pe mai cânt și o cântare și așa. Joia ne-am dus, dar când am sosit la Oșova acolo, nu mă văd înainte un șir de becuri roșii. Mă, ce acolo, mă, o fi accident, mă. Lasă încet, mă, lasă încet. Hai când o da să pui în frână, am început să jucăm. Pe asfalt era gheață neagră, îi zice ei. Dar gheață albă de altfel. O ieșit un nor de pe lac și o traversat drumul și era frig, vreo 20 de grade minus, dar norul, cum o ieșit cu apa caldă din lac, o plouat, cum o atins jos, cum s-o făcut gheață. Dar nu se vedea ud asfaltul, asfaltul a rămas ca uscat. Numai gheața era cel puțin de două degete. Măi, că prins toate roțile și una alta, am sosit lângă un trac, numai ca o palmă de nu ne-am bătut de el. Și venind pe frână, cei din spate iară o sosit până lângă noi, dar nu ne-au atins. Dar când ne-am dat jos, nu puteai sta în picioare. Banda aia alaltă era mai sus, cu vreo cel puțin 2 metri jumate drumul. Și venea așa în cădere, cu un șans dulce. Ei de acolo s-au uitat la ăștia cum se bat de olaltă. Dar nu știu că și ei sunt pericol. Uitându-se neatent, spunând frână ce, mă tot câte unul venea de acolo și lovea ăștia și îi zvârle mai departe. Acolo am văzut oameni sparți, oameni prinși în fieră. Măi! Apă m-am dat jos cu încă un frate, Alex, și am mers și am numărat 64 de mașini zdrobite de la noi înainte. Apă în spate, ce știu câte au fost. Au venit pe sus, elicoptere, au venit pe jos, poliție, au venit pompieri, pașetă el la mașini, gândeai că taie în varză. Și scotea oamenii afară, nu mai ține cont de mașină cât e de nouă, cât e de bună. Cu forfecele alea electrice, pe ea odată le făcea praf. 3 ore am stat acolo pe loc până când o deblocat drumul. Dar cum că am mers un pic mai devreme, n-am ajuns chiar la început, dar am ajuns, slăvit să fie Domnul. I-am întrebat acum, care v-ați rugat, mă, ca să sosesc? Au ridicat unii mâna, dar nu prea mulți. Dar Dumnezeu i-a ascultat pe ăia. Slăvit să fie Domnul. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și îl scapă din primejdie. Mărit să fie Domnul. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Când l-a născut? Doar Domnul Iisus Hristos e fără început, fără sfârșit. Cum de zice, astăzi te-am născut? Uitați-vă în faptele apostolilor la predica lui Petru. Vorbește de învierea lui Hristos și o atașează la Salmul 2. Atunci s-a împlinit cuvântul ăsta, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Că el era cu trup omenesc, ca fiu de Dumnezeu, având dumnezeirea în el, dar acum ce a fost pământesc, a fost înghițit de viață, dar totuși el s-a dus cu un trup ca de om, la dreapta măririi, cu semnele în palme, în coastă, în picioare. El a luat o ținută obligatorie, măcar împodobit cu slavă, dar n-a lăsat semnele. Ce bine ar fi și pocăiță
să aibă o ținută obligatorie pentru biserică, ca să se vadă, mă, ăsta-i pocăit, ăsta mere la biserică. Simon Menone n-a putut face unitate între credincioșii care s-au alipit de el până n-a introdus uniforma. Și până azi, toți menoniți umblă în uniformă, ca așa le-a spus părintele lor. Nu? Luther n-a putut face treabă până când nu le-a introdus o uniformă. Păi, până astăzi, dacă te duci la biserici luterane sau la mormântări, ai să vezi toate femeile căsătorite, îi cu batic mare alb pe cap, cu bluză albă și vestă și rochie, fie neagră, fie bleomaren, dar nu-i nimeni cu culori. Toți într-o modă, bărbații, toți îmbrăcați frumos. Ce-i frumos și asta? Iisus ne este un exemplu și în asta. El și-a păstrat uniforma, doar după ce-a înviat din morți, trebuia să zică adio trup de pământ în care am suferit atâta. Dar nu, el a păstrat semnele cu el și spune prorocul Isaia că el nu ne uită, fiindcă suntem săpați în palmele lui, mărească-i să numele. Când se întâmplă un necaz, el se ridică în picioare înaintea Tatălui și își arată palmele slăvite. Și ăsta-i de-amneu. Și ăsta-i răscumpărat în sânge și în crucea pe care am suferit-o în calvar. Glorie Domnului! Vă aduceți aminte de Ștefan, martirul? Când ăștia îl borbanda cu bolovan și spărgea oasele și craniu și fața, el din sub ploaia de pietri s-a ridicat în sus cu privirea și ce a văzut? A văzut pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus, stând în picioare înaintea Tatălui, la dreapta măririi, să ruga pentru Ștefan. Odată vine din familia Corpodeanu, sora Lenuță, sora Daniela, copilul era mic, Alex, tata lui Viorel Corpodeanu, 6 inși era în mașină, bine, copilul ăla era mai mic. Și vin la rugăciune. Era timp de iarnă. Drumurile erau curate altfel, că la noi se curăță drumurile. Și vin să ne rugăm, frate, să ne rugăm. Ne punem pe genunchi și ne rugăm, strigă Duhul Sfânt. Iisus s-a ridicat în picioare înaintea Tatălui și a strigat să fie păstrată viața. Amin. Sora Lenuță spune, noi altceva am avut înaintea Domnului. Păi dacă ați avut treaba voastră, eu atât am avut pentru voi. Și-o plecat de aici la adunarea baptistă că venise Țon, să-l audă pe fratele Țon. Într-o curbă, acolo, se întâmplă că era gheață, că a fost umbră de la deal. Și Daniela conducea mașina, neobișnuită cu gheață, cu ăsta, când a sosit, a pus frână pe gheață. Când a pus prin o luat mașina odată așa și după aia s-a înturnat și a mers din cap în cap. Când o sosit de sub, mașina nu a mai fost bună de nimic. O dus-o la fer vechi. O venit poliția, au venit oameni acolo, mă rog. Nici unul din ei nu a avut nicio zgârietură. Că Iisus, sigur,
au pus îngerul acolo de i-o păzit, mărirea Domnului. Atunci când nu din vina ta se întâmplă ceva, atunci cu adevărat îngerul Domnului te păzește. Dacă tu te bași orbi și în năcaz, nu te păzește. Multe lucruri noi ni le facem. Vine odată un frate la mine, nu știu ce să mă fac, frate. Eu am aici pe cutare și așa-i de rău să poartă cu mine fratele ăsta. Și vrăjmaș mare. Nu știu ce să mă fac. Păi ce să te faci, măi, fată? Iubește-ți vrăjmașul că tu ți-l ai făcut. Dacă de la început vorbeai cu el frumos, dacă de la început îl iubeai, păi și el te iube. Păi dacă tu l-ai vorbit de rău, dacă tu i-ai scos vinea, păi îl scoate și el ție. Că ce face aia ți se face. Așa că n-ai decât să-ți iubești vrăjmașul și să te rogi pentru ei, că tu ți-ai făcut. Doamne Iisus, îndură-te de noi. Vedeți, dragii mei, îngerii lui Dumnezeu tăbăresc în voile și necazurile noastre, dar nu mărturia lui Dumnezeu despre Iisus e așa de frumoasă în fiecare verset. Și despre El se zice, despre ei adică se zice, în vânturi îți faci îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitoria lui, pe când fiul i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelejuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un unt de lemn, de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Slăvit să fie Domnul! Și iarăși, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor peri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși, slăvit să fie Domnul. Aduceți-vă aminte de capitolul 3 din a doua Petru, cum vorbește despre ce se va întâmpla la sfârșitul zilelor cu pământul acesta. Dar mai are o promisiune, după ce va fi schimbat pământul acesta și cum zice prorocul Isaia, că leul și vaca și toate vor paște și un copil le va mâna, nu se va face niciun rău. Asta e o instalare a dreptății pe pământul ăsta după ce va trece foarte mare năcazuri peste el. Dar vine un alt moment după judecata viitoare, judecata mare de la tronul alb, când Dumnezeu va face ca cerul care îl vedem noi plin cu stele și astre, pământul ăsta pe care suntem noi, toate astea vor fugi dinaintea lui și nu se vor mai găsi loc pentru ele. Vedeți? Unde vor fugi? Dumnezeu știe. Dumnezeu știe. Înțelepții lumii au descoperit o gaură în univers numită gaura neagră și acolo, oricât de mare o fi o ste, dacă e atrasă în gaura neagră, nu se alege nimic de ea. Dar în același timp, din aceeași gaură poate să iasă altceva și atunci va ieși ceea ce se
cere în Tatăl nostru, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, că pământul cu cerul vor fi atunci tot una și vei putea naviga fără balon și fără elicopter și fără avion, atunci vei fi cu trupuri duhovnicești și vei putea merge oriunde, imediat, nu-ți va putea sta nimic în cale. Ce fericiți vor fi sfinții care vor avea parte de învierea primă cu Iisus. Domnul să ne ajute la aceasta, mărească-i să numele. Vă las pe brațul Domnului Iisus. Amin. Slavă Domnului Iisus! Domnul să vă binecuvânteze, frate Vasile Hozan. Știți care e obiceiul nostru? Bun. Noi pe genunchi, la rugăciune, și dumneavoastră să vă rugați. Am avut o întrebare, a spus dumneavoastră odată și frații mi-au amintit-o. Ce înseamnă atunci când ne rugăm cu o mână sus? O mână sus. Sau cu ridicarea mâinilor sus. Cum? Mai bine. Dacă aveți timp. Nu chiar. Că uite-te, într-una, într-una sună frații ăștia. Zice că de ce n-am mai gătat? Ne rugăm Domnului. Bine, frate. Doamne Dumnezeule măreț și mare, binecuvântat să fie slăvitul Tău nume. Eu ridic mâinile mele către Tine. În numele lui Iisus Hristos, te rog să binecuvintezi biserica aceasta adunată prin case, în fața aparatelor. Ne vedem în parte, ne auzim în parte, dar Tu ne auzi pe toți, mărească-ți să numele, fii glorificat, te rog, ocupă-te de fiecare, ai în vedere pe bolnavi, ai în vedere pe cei bătrâni, ai în vedere femeile însărcinate, ai în vedere pe cei care au acte la emigrări și nu mai reușesc odată să termine cu ele. Doamne, uită-te la toți, uită-te la bolnavi, uită-te la cei atinși de microbul ăsta a zilelor noastre, salvează-i că Ta-i puterea. Îndură-te la cei ce zac în decepții. Doamne, croiește-le o cale dreaptă ca să se bucure. Nu-i lăsa în depresii și nu-i lăsa sub puterea duhurilor care îi încarcă cu frică, cu groază și cu neștiință și nu mai pot crede și nu mai pot ști sunt mântuit sau nu. Eu știu că Tu nu lepezi pe nimeni, iei de mână pe fiecare, îndură-te, binecuvântă și ascultă rugăciunile noastre spre gloria lui Iisus Hristos. Doamne, îți mulțumim că ne asculți, fii proslăvit. Amin.